Flaviu Stoica. Craiova începe așadar cu Mogoșanu în poartă. Așezarea este 4-3-3. Paramati, Kovacic, Gaic și Huygebart formează o linie de 4 apărători, 4 străini. La mijloc, Asamoah, Albu, Batten. În față, Sidibe, Bălan și Ondan. Doar 3 români în primul 11 al echipei. Mogoșanu, Albu și Claudiu Bălan. CFR Cluj defilează în campionat, are 8 puncte în plus față de FCSB și încearcă să mențină strocul ridicat. Hindrich este în poartă, este singurul jucător sub 21 de ani, are de fapt 18. În apărare, Manea, Grauvaț, Burcă și Camora. La mijloc, Deac, Boateng și Bordeanu. În față, Sacco, Debeliuh și Omrani. CFR Cluj atacând la poarta din dreapta. ...99% din centrările lui Deac sunt foarte precise, mingi puse pe capul coechipierilor. Balon care rămâne acolo într-o zonă periculoasă, respinge până la urmă, respinge Kovacic. Îl are în spate pe Albu. Centrează Camora, destul de bine, minge respinsă de Huygebart și vine șutul deviat! Ce ocazie mare a Clujului, un șut deviat care cred că prindea poarta, în imagine este Omrani, Sidibe și ocupase poziția în centru. Și o lovitură de cap a lui Claudiu Bălan, mingea trimisă alături. Trarea lui Omrani n-a fost rea deloc. Iată o minge recuperată de Bălan. Șutează Bălan și apără Hindri. Se ține de el Dragoș Albu. Păun, pasă bună și intervenție formidabilă a lui Batten. Centrările sale sunt mai tot timpul perfecte. Iată minge pusă pe capul lui Debeliuh. Debeliuh întoarce balonul spre poartă. Apare acolo Sigur Ionson. Centrarea lui Burcă n-a fost rea. Păun, superioritate acolo în flanc. Apare Deac. Deac centrează, lovitură de cap și gol! Sigur Ionson. Superioritate pe flancul drept al atacului CFR-ului. Centrarea lui Deac perfectă. Totul a plecat de la acea fază fixă bătută de același Deac. Ondan pe nicăieri, ar fi trebuit să fie acolo să ajute în flancul stâng, flancul lui Huygebart. Huygebart nu reușește să oprească centrarea lui Deac. Era un 2 contra 1 cu belgianul prins între doi adversari. Bună centrare, Păun, fenta lui Păun, pas înapoi și ratare uriașă a lui Debeliuh. Urcă Manea. Șutul lui Manea, frumos. O bombă lui Manea trece aproape de vincul. Păun. Deac sprintează în flancul opus. Bună pasa lui Păun. Deac, singur cu portarul. Deac este 2-0. CFR-ul rezolvă meciul. 2-0, minutul 89. Excelentă pasa lui Adi Păun. Foarte bună și demarcarea lui Deac, care își păstrează sângele rece și dă cel de-al cincelea său gol pentru CFR în acest sezon. Iată același Dea care a punctat și în meciul de la Cluj, a șasea în 8 deplasări pentru CFR. În deplasare, sperăm ca CFR-ul să obțină prima victorie. O, ce bară frumoasă a lui Bălan, șut frumos, aproape de vinclu. O dată șutul frumos lui Claudiu Bălan. Tocmai ca să dezechilibreze puțin pe companion. Și Ișvan Kovac fluieră sfârșitul unui meci care nu a pus niciun fel de probleme. Arbitraj impecabil. Victorie cu 2-0 pentru trupa lui Dan Petrescu.
Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.